întâlniri cu reprezentanții elevilor din România și cu reprezentanții studenților din România. Deci da sau nu cu domnul Șelagă? Bineînțeles că în momentul când au simțit-o încolțită, domnul senator a dat atitudine și a scăpat. Mulțumim! Poate a patra oară e cu noroc. Cam asta a fost și cu doamna Anisie și cu un scenariu parcă desprins de lucrările lui Caragia. Cu tablete de înaltă performanță pentru desfășurarea cursurilor normal, pe un fundal gri, cu garduri ruginite și cu foarte multă tristețe.